Bun găsit! Câți dintre voi aveți etichete la haine? Dar oare câți dintre voi știți că aveți etichete și în creierașele voastre? Etichetarea. Etichetarea e folosită atunci când creierul uman vrea să facă economie. Pentru că creierul uman funcționează pe bază de economie cognitivă. Dacă de-a lungul timpului eu am trecut de mai multe ori printr-o anumită experiență unde nu m-am simțit confortabil, voi avea tendința să spun și asta e același lucru. După care pun experiența în dosar și comportamentul meu nu este în concordanță cu ce se întâmplă în prezent, ci cu eticheta pe care am pus-o de-a lungul timpului. De exemplu, să zicem că eu am avut de-a face cu persoane care aveau comportamente toxice. La un moment dat, întâlnesc o persoană care nu are comportamente predominant toxice. Cu toate acestea, pentru că eu am un folder foarte accesat despre comportamente toxice, voi tinde să cred că și acea persoană este toxică. Dar, dacă îmi dau timp, post factum, după ce a trecut situația, să văd ce mi s-a întâmplat acolo, sunt șanse mari să-mi dau seama că nici nu am stat să trăiesc experiența respectivă. Ce am dat două clicuri, am deschis folderul și mi-am zis asta fac, o să mă înfuri pentru că nu mi se răspunde. O să cred că sunt ignorat din rea voință și voi ignora și eu la rândul meu. Sau o să fiu critic și cinic pentru că mă gândesc că celălalt stă să mă atace. E un comportament care derivă dintr-o experiență repetitivă pe care am avut-o de-a lungul timpului. Când, de exemplu, ni s-a întâmplat să fim uitați de celălalt sau prietenii să plece pe nesimțite din viața noastră, iar de aici să fim foarte vigilenți la semnele care ar putea avea legătură cu noi. Prin etichetare, găsim multe situații fals pozitive, ca și testele de COVID, care nu au acuratețe. Persoanele care au acest folder de obicei spun, ah, și ăla e toxic, ce bine că l-am dibuit. Nu, nu l-ai dibuit. Ai un detector care detectează falși pozitivi. Cea de-a doua eroare de gândire pe care o vom discuta astăzi este gândirea emoțională. Este una din cele mai frecvente erori, constă în a considera propriile emoții ca dovezi ale realității. Principiul după care se ghidează este, dacă eu așa simt, înseamnă că e adevărat. De exemplu, o parteneră care are nesiguranțe în relațiile de cuplu ar putea crede pe baza ceea ce simte că dacă partenerul face glume cu ea legat de mersul în baruri, ei doi, așa ca hover și să agațe tipe, asta ar însemna indirect că vrea să o bage în friendzone. Dar faptul că prin glumele făcute de partener ei îi se activează această nesiguranță că e băgată în friendzone, asta nu înseamnă că frica pe care o simte e o confirmare a faptului că este băgată în friendzone. Asta a fost pentru astăzi. Sunt curioasă voi ce erori de gândire ați sesizat, poate la voi sau la ceilalți. Scrieți-le în comentarii și să aveți un Crăciun magic!